A doua zi pe care o petrecem în penitenciarul de la Satul Mare aduce cu sine ploaia, dar parcă nu una dătătoare de speranță, mai degrabă una care erodează. Și nu, nu e nicio parafrazare bacoviană, e doar un sentiment comun. Doar privirea lungă spre turla unei biserici și zborul plictisit al unui porumbel, nu alb, ci gri, sunt elementele care aduc altceva în viața de zi cu zi a deținuților. O viață din care încercăm să înțelegem câte ceva prin intermediul lui Loli și al lui Vasile. Pentru asta trebuie din nou să trecem prin porți grele care nu te lasă uneori nici măcar să privești, prin zone interzise și prin pasarele care nu te înalță și nu-ți oferă vreo panoramă. Bravo, Loli! Aveți, aveți cu lecalul de pe aici! Câte zile lucrezi pe săptămână? 5 zile. Îți aducem un avantaj real și sufletesc. E vorba de trecerea timpului. Așa? Meserie și zile câștigă. Deci înveți meserie, trece timpul, zile câștigă, adică? Deci la 21-20 de zile lucrate, avem 4 zile jumate, 5 zile. La 20 de zile. Deci tu dacă faci, lucrezi 265 de zile, da, băie, ai cam 3 luni de zile aproximativ în plus. Se reduce. Dar câte pedeapsă ai, scuză-mă? 3 ani. Eu am 65 de zile câștig până acum. Deci mai faci un an, un jumătate de an. Mai am 18 zile. Cât? 18 zile. Bravo, succes. Super, super. Și pentru ce ai fost închis? Furt. Furt, ce ai furat? Unde am lucrat la patronul meu, plătit, i-am văzut spunele și am ajuns aici. Dar el nu te-a plătit. Și pentru asta n-ai pus să dai un judecată cu mine plătit. Cu ce să-l dau un judecată? Cu ce? Ce mănânc? Ce dau la familie de mâncare dacă el nu mi-asigură viața? Dar era îngrijat cu carte de muncă? Asta ne. Hai la eu. Cu alte cuvinte, întreaga teorie despre reeducarea și reabilitarea prin detenție în lipsa unui sistem care să permită apoi o reintegrare reală e de fapt o prostie. Iar afirmația aceasta nu o asumăm și apoi o lăsăm la o parte să mai aflăm povestea unui deținut. Pentru ce ai fost condamnat? Furt. Furt. Ce anume a fost? Nu știu, una iute. Dar scule. A simțit nevoia sau a avut nevoie sau... Eu nu am scuza lui. Acum ai mai face chestia asta? Niciun caz. Niciun caz, așa-i? Să zicem că omul greșește, intră aici, vede că nu e ok. Totuși, cu ce pleci de aici în suflet? Cu lucruri bune de aici, de aici nu sunt. Așa, în suflet, ce ți-a rămas de aici? De aici? Da. O pată. O pată. O pată. Crezi în Dumnezeu? Da, cred. Eu știu ce... Frica de Dumnezeu am avut tot timpul și o să am. Nu numai că sunt aici sau că sunt afară. Ai s-a accentuat că totuși Dumnezeu e tare. Pentru unii poate, pentru alții nu. Hai. Într-o oriță chiar deloc. Cu siguranță o să te gândești când o să fii afară că nu o să mai faci chestii de genul ăsta pentru că e un de învățăminte tot ce a fost. Dar ce faci. Eu cred că totuși când vei fi afară și o să-ți reîncepi din nou viața, când vei fi tentat să faci un asemenea pas, o clipă te vei gândi că aici ai muncit 8 ore și nu o să te aștepte familia, prietena, copilul, te așteaptă o cameră goală cu alți 8 deținuți sau 10 colegi și la asta te vei gândi un pic. Dar vă rog bine să vă cunosc și nu disperați. Acum că am cunoscut și alt fel de deținuți pe care experiența detenției i-a încruntat și le-a trasat alt mod de gândire, ne îndreptăm spre cei cu care Vasile și Loli trebuie să pregătească un mic spectacol. Repetițiile textului gândit de Loli și de Vasile vor avea loc în sala de sport a închisorii și vor începe cu o mică încălzire. Alin, la momentul tău când ajungi la monologul tău, ți-l faci. Ți-l faci la noapte, poți să mai improvizezi, poate să dureze și un minut jumate. Aia ce am făcut astăzi e o structură. Pentru că voi sunteți fiecare, avem paturile unde stați în cameră. Sunt niște paturi unde vă aflați într-un câmp al vostru intim, spațiu intim al vostru. Băi, Loli, opreți un pic pocănitul ăla. Deci sunt cele 6 paturi, sunteți în pat fiecare, este o dimineață ca și oricare alta.
Și la un moment dat se trezește, să zicem, bătrânul și începe să citească ziarul și de acolo deja încep să se miște paturile. Atenție în paturi, pentru că fiecare ascultați replicile celorlalți. Iar când vorbiți, vorbiți tare, vorbiți ca și cum ar fi momentul vostru unic, irepetabil și ăla e momentul meu, ăla e monologul meu, trebuie să spun tot ce am învățat și ca să se fie credibil. Să nu vă grăbiți pe vorbe, să nu fușeriți vorbele cum face Loli câteodată. Calm! Calm, ca și este foarte calm. Este momentul vostru, pe bune, deci fiecare e o entitate aparte și ăla este, deci, reflectorul. Lumina este pe voi în clipa aia, aici ești atent. Iseară, uitați-vă pe text, aici nu-mi convine cuvântul ăsta, îl schimb, schimbă-l. La final vin eu și cu Loli, care în sfârșit are un rol, rolul vieții lui, tace, tace, nu spune nici o vorbă. Citește numai un pic textul ăsta, cu meteorologii. Meteorologia anunță o toamnă cu multe precipitații pe fondul unor mișcări de aer din partea estică. Stai puțin, stai puțin. Încearcă să-mi o citești un pic mai rar și un pic mai tare, ca să-mi dau seama. Stai să merg un pic, să zicem că sunt ca și spectator aici. Liniște! Liniște acolo, domnul agent! Spune-ți, facă liniște puțin! Nu mai râdeți acolo, domnul agent, nu mai râdeți. Dacă râdeți pe cuvânt, vă dau afară, vorbesc cu domnul comandant și vă stați la bară, dar vă rog să nu mai vorbiți și nu fumați și nu întrerupeți deținuții, da? Cred că le-am dat puțină speranță. Am dat puțin din libertatea pe care am adus-o de afară aici la ei înăuntru. Am cunoscut câțiva băieți interesanți care au păcătuit fiecare în felul lui, gravitate sau mai puțină gravitate a faptelor lor. Toți au sperat și speră să iasă cât mai repede. Alin! Da, mă duc în trei. Nu! Fii atent! Liniște! Fii atent! Când ai auzit replica asta, tu ești în patul tău, desfaci pătura pe care stai, te pui în patru picioare, îți faci două, trei, sau lângă pat, cum îți faci două, trei genoflexiuni, două, trei flotări, și îți pui chestiile astea la flotări. Deci fii atent, e mișto ideea. Cinci minute. Bine, ok. Da, așa e în închisoare, nu prea faci ce vrei când vrei. Asta e, s-a repetat puțin, dar cine știe, poate mai găsim o fereastră în programul deținuților. Doar că asta nu depinde de noi, ci mai degrabă de puterea de convingere a băieților. Domnul agent, am avea textul. Am avea o mică repetiție cu băieții și asta e camera 6 unde sunt. Dacă e un sfert de oră, 20 de minute, încă să mai repetăm cu ei. Maxim 20 de minute. Este un program, trebuie respectat. Au deținut, ei sunt la masă imediat. Un sfert de oră, maximum un sfert de oră. Maxim 10 minute. Ok, și 10 se minute. Pe asta este acum, 10 dacă 10 minute, maxim, minute las, 10 minute. Nu mai mult de 10 minute. Dar care e problema? Păi cum, care e problema, Loli? Alo, suntem la închisoare și aici nu e nici program după bunul plac și nici fasole cu ciolan. Nu ne-am obținut de la rima asta. Prietenii știu de ce. Dar haideți să revenim la deținuții care au reintrat deocamdată în rutina zilnică. Noroc cu Loli și cu Vasile. Salut, băieți! Iată, vastele apartamente, în sfârșit! În momentul în care ușa aceea s-a trântit, am avut o senzație ciudată pe care n-am simțit-o niciodată, de privare de libertate. Sper să n-ajung niciodată să stau de adevăratelea între patru ziduri și un grilaj prin care să vă cer. L-am păcălit pe ăsta, am zis că trebuie să repetăm, dar oricum noi am repetat astăzi și mai repetăm și mâine. Bibliotecarule, tu cum de n-ai cărți aici? Una la mână e aglomerat, a doua la mână, nici ne ocupăm cu totul altceva. Acolo stau liniștit în bibliotecă, citesc. Gigi. Da. În tablă, cine e mai bun aici în cameră? Eu sunt, cred că, cel mai bun. Cât mai ai, tati? Două luni. Tu cât mai ai? Mult. Cam o jumătate de an. Da? Hei, scandal. A avut careva direct la modul de bătaie, chestii? Dintre noi? Da. Nu. Deci nu sunteți făcuți pentru asta. Ne respectăm, așteptăm respect. Acești oameni fac parte din cei care se comportă normal și omenește. Pentru că nu toți sunt la fel. S-a văzut asta pe coridoare, s-a văzut printre ei. Au fost selecționați după caracterul lor și comportamentul lor. Cât mai civilizat. Cu mâncarea, cum o descurcați? Mâncarea,
ești care cu buzunarul lui. Sunt amărâți aici care nu-s căutați nici de familie și mai de capul ăsta. Până la urmă, Alin avea perfectă dreptate. Detenția în sine nu are ce să-ți dea bun, nu are cu ce să te îmbogățească, dar uneori te poate face să te gândești la tine însuți, iar asta te poate schimba uneori chiar în bine. E cazul lui Traian. Afară în libertate, judecam altfel, dar când am ajuns aici și văzând, da, sunt o seamă de oameni care, nu, mă rog, închiși pentru crime, pentru violuri. Da. Este grave, să zicem. Sunt o seamă de oameni care sunt chiși pentru niște fapte. Hai, lasă! Un minut! Servitul mesei! Hai, Lori, nu te mai certa cu el, lasă! A zis? Am promis? Ok. M-am simțit foarte marcat. Marcat de grilaje, de pereții groși. M-am simțit o strângere în suflet. Până la urmă e firesc să simți asta într-un asemenea loc. Un loc pe care îl părăsim acum, lăsându-i în urmă pe deținuții cu care ne vom revedea în curând. Spre seară ne rămâne să ne gândim la cele văzute. Lor le rămâne probabil gândul la familii, la foste iubite sau la soții care pe unii îi așteaptă. Este cea de-a treia zi pe care o vom petrece la închisoarea din Satu Mare. Am ajuns puțin mai devreme decât ora care ne-a fost stabilită și sună paradoxal, dar pentru că am avut un comportament bun zilele trecute, am fost lăsați să intrăm. În curte ne-am întâlnit cu Adam, care ne-a dat voie să-i fim martori într-un moment intim. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie-se împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră de cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, la fel cum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește-ne de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, Te rog, ține-mă tare și ținem și familia sănătoasă și dă-le și lor puteri să trecem peste asta. Mulțumesc, Doamne. Amin. Adam a învățat să se roage în închisoare. Aici a simțit nevoia, pentru că aici s-a simțit departe de tot și singur. Cei alături de care trăiește zi de zi nu-i umplu golul și nici nu-i șterg petele din viață. Doar Dumnezeu poate face asta. Să o facă. Asta îi dorim lui Adam. Urmează la 50-50. Știi ce? Mai bine ne citești din sorul ta, mă. Acum să tram, să plec, dar să nu mai stau. Viața mea să mai văd pușcăria. Să uit că am fost în pușcărie. Să uit de totul. Când minți, minți pentru că ești obligat să minți. Dacă nu mai ești obligat să minți, minți din plăcere. Băgați-vă mințile în cap! Dacă e haos! Nu plecați, revenim în câteva minute. Măcar să fie ordine!